Bun găsit, dragi prieteni! Alimentația este foarte importantă în general în viață, iar în această perioadă, mai cu seamă pe timpul iernii, simțim nevoia să consumăm din ce în ce mai multe proteine animale pentru a face față diferențe de temperatură și efortului care este ceva mai ridicat în cazul în care trebuie să ne deplasăm în afara casei. Dar mai cu seamă în această perioadă în care foarte mulți încercăm să evităm ieșitul afară, să spunem că efortul nu este același. Însă am rămas cu același obicei. Metabolismul nostru cere mai multe proteine în această perioadă a anului și inevitabil ajungem să ne îngrășăm. Și nu numai din cauza alimentelor mai bogate, să spunem, în calorii, ci și din cauza lipsei activității. Și asta pentru că stăm pe canapea, stăm la birou și uităm să ne mai ridicăm, să ne întindem puțin mușchii, să ne relaxăm, să aducem, să spunem, un plus de energie și de tonus. Lucrul ăsta ar trebui să-l evităm pentru a nu ne trezi în primăvară cu o mulțime de probleme. Iar alimentația ne influențează foarte tare și sistemul imunitar. De aceea ar fi mai bine ca mai ales în această perioadă să ne amintim că aportul de vitamine este mai ales unul natural și să consumăm cât mai multe citrice și sucuri de citrice, să nu uităm de păturunjel care are cel mai mare conținut de vitamina C, sigur că nu poți să mănânci o cantitate de 200 de grame de pătrunjel, de e cu mult mai simplu să bei 300-400 de grame de suc de portocale, să spunem. Pe de altă parte, e în mai toate listele astea de întărirea sistemului imunitar sau cele care ne protejează împotriva infecției cu coronavirus, sunt cele care conțin un aport de vitamina C, de zinc, de vitamina D, dar să nu uităm că toate aceste vitamine se găsesc în alimente, să le căutăm, există pe net, să vorbim cu nutriționiști și să încercăm să le luăm în mod natural, să nu mai luăm neapărat vitamine din acestea de sinteză. E adevărat că în discuțiile mele și interviurile mele cu medicii sau cu nutriționiștii, toți mi-au spus că în cazul vitaminei D ea de foarte puține ori în cantitatea necesară zilnic poate să fie asigurată în mod natural din alimente și de aceea este necesar să luăm zilnic câte o pastilă. Dar cu privință la celelalte vitamine care ne ajută în întărirea sistemului imunitar, cu siguranță că ele se găsesc în alimente și să încercăm să le consumăm așa. Vă pup, dragi prieteni! Ne revedem mâine dimineață! Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată!